În urmă cu două săptămâni, poliția locală a demarat o acțiune de identificare a mașinilor abandonate pe domeniul public de cel puțin un an. Proprietarii sau deținătorii legale acestora au primit somații din partea primăriei Buzău, prin care li se acordă un termen de 5 zile pentru ridicarea rablelor. Spre surprinderea noastră, am fost informat de poliția locală că mare parte dintre cetățeni s-au conformat și au luat acele mașini abandonate pe domeniul public din proprie inițiativă și le-au predat probabil centrelor de colectare a fierului vechi sau, mă rog, le-au dus în locații specializate. Într-adevăr, dintre cele 49 de autovehicule abandonate pe domeniul public, identificate în zona centrală a orașului, 27 au fost deja ridicate de proprietari. Asta a intrat în categoria autoturismelor abandonate, de aceea v-am sumat ca în 10 zile să ridicați autoturism pe domeniul public, v-ați conformat, următorii pași vor fi făcuți de către noi, întocmirea unui dosar cu încheierea tuturor documentelor și apreciem că ați ridicat autoturism pe domeniul public, nu se va mai întâmpla absolut nimic. Persoanele care refuză sau nu se conformează somației primăriei pot fi sancționate contravențional, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei. Avem și situații unde suntem nevoiți să intervenim noi. Avem o locație unde aceste autoturisme abandonate vor fi depozitate până când vor fi revendicate de către proprietari și totodată societatea Urbis se ocupă de ridicarea acestor autoturisme. Fac un apel și pe această cale către cetățenii municipiului care dețin astfel de mijloace de transport abandonate, să spunem, pe domeniul public, care nu mai sunt înmatriculate sau nu mai pot fi puse în funcțiune, să găsească soluții pentru depozitarea acestora în spații special amenajate, pentru că ne confruntăm cu o acută lipsă a locurilor de parcare și nu este normal ca aceste, ca puține locuri de parcare pe care le avem la dispoziție pentru cetățeni să fie ocupate de astfel de autoturisme abandonate. Acțiunea va continua până când toate rablele vor dispărea de pe teritoriul municipiului. Odată cu adoptarea hotărârii de guvern privind ridicarea autoturismelor de pe domeniul public, vor fi desființate și armaroacele auto de pe străzile Buzăului.